În această seară, alături de mine, se află Sorina Bradea și Gabriel Chicioreanu. Ei sunt specialiști în HR și ei ne vor lămuri cum stă situația, piața muncii din România. Bună seara și bine ați venit! Bună seara și bine v-am găsit! Mulțumim pentru invitație. Cu drag. Mi-aș permite să fac o completare la faptul că noi suntem specialiști în HR și, drept urmare, avem un cuvânt de veto în piața forței de muncă din România. Aș spune, cel puțin pentru mine, că dincolo de zona de resurse umane, m-aș numi antreprenor. Da, într-adevăr, de 23 de ani lucrez în resurse umane, însă, dincolo de asta, antreprenoriatul cred că este una din sursele tendinței de pe piața forței de muncă, nu numai în România. Asta ce înseamnă? Că tot mai mulți angajați lasă baltă companiile și vor să plece de capul lor, pe cont propriu, să-și facă business. Asta, din punctul meu de vedere, e un trend bun. Dar cine mai lucrează în companii? Este un trend bun. Pe de altă parte, companiile pot să-și externalizeze acele servicii pe care în trecut angajatul le presta în compania respectivă. Pe de altă parte, sunt companii care au făcut restructurări de personal. Unde se regăsesc acei oameni? Din acest motiv s-au și desfășurat atâtea programe pe proiecte, pe fonduri europene, apropo de competențele antreprenoriale, în care fiecare, în funcție de talentul său, abilitățile, competențele pe care le are, să-și dezvolte un business mic, pentru că nu toți fac business-uri la nivel mare. Exact cum spunea și am citit un articol în revista Business Days, apropo de antreprenori în serie mică, toți sau mulți din acești foști angajați se regăsesc în acest mic antreprenoriat. Și este normal această tendință, pentru că nu este numai la noi, este și în Europa și la nivel mondial. Sunt tot mai mulți tineri care pornesc pe drumul antreprenoriatului. Și majoritatea dintre ei sunt generația millennials, pentru că e atât de discutat subiectul ăsta și sunt foarte multe caracteristici ale acestei generații. Puteți să-mi spuneți punctual câteva dintre ele? Înainte de a vorbi despre caracteristici, pentru că tot ai pomenit cuvântul cercetări, studii, aș vrea să remarc odată o cifră care a fost menționată ieri, apropo de tendința către antreprenoriat. Într-una din conferințe, un speaker a vorbit despre faptul că la nivel de lume s-a identificat o tendință către antreprenoriat undeva la 70 și ceva la 100 din tineri, pe când în România vorbim de 52% tineri care sunt dispuși să-și deschidă, sau doritori, să-și deschidă propria afacere. Deci, iată, cumva suntem un pic în urma trendului. Pe de altă parte, o altă cifră interesantă este aceea care spune că la nivelul elevilor de clasa a 11-a, 75% dintre ei își doresc să devină antreprenori. Fiind monitorizați, s-a constatat că din acești 75%, 0,5% chiar fac acest lucru. Și atunci, întrebarea este cât de adevărată este, de fapt, dorința aceasta de a deveni antreprenor și cât de reală este ea în momentul în care, de fapt, îți dai seama ce este antreprenoriat. Unde se pierde procentul acela? Că de la 70% la 0,5% e un pic cam mare diferența. În realitate. Exact. Pentru că tu una vezi, nu? Una vezi în momentul în care visezi ce vrei să fii și ce vrei să faci și dacă nu ai ocazia, decât poate dacă părinții au o afacere sau dacă ai făcut practică într-o firmă antreprenorială, să vezi ce înseamnă asta, nu știi de fapt cu ce te confrunți. Și atunci, în momentul în care te apropii de realitate, zici, bun, fie n-am curaj, o fie... la 17-18 ani își aleg modele în viață. Da. Având în vedere că mulți dintre inclusiv părinților... Inclusiv millennials. Exact. Apropo, sau majoritatea părinților sunt angajați, ei atunci tind să vadă ce este la televizor, ce este în mass media și atunci în mass media sau televizor sunt promovați destul de mulți antreprenori, poate mai puțini angajați. Și își doresc să fie acele modele pe care ei le văd. Important este acele modele pe care ei le au, care per cum au ajuns să facă ce au de făcut, acești tineri să vadă cum pot ei ajunge să facă acele lucruri și care sunt pașii de urmat. Din nefericire sau din păcate, în școala din România nu este promovată destul de mult cultura antreprenorială. Au niște cursuri undeva în clasa 10-11 de educație antreprenorială, însă sunt predate de profesori de economie. Profesori care nu au fost antreprenori cândva, să vadă care au fost provocările, confruntările din piața antreprenoriatului. Dacă la cele ore ar fi invitați
o dată pe lună, de două ori pe lună, antreprenori care au un magazin mic la colțul blocului, care au un business mai mare, care au un business la nivel de țară, să povestească tinerilor ce se întâmplă, cum se întâmplă să ajungă să fie antreprenori, atunci pentru acest decalaj ar fi mult mai mic. Pentru că ei fiind informați, ar putea să-și ia mai simplu decizia. Vreau să devin antreprenor într-un an sau în 20 de ani, sau merg toată viața ca angajat, sigur, sau plec din prima la antreprenoriat. Da, ca să răspundem și la întrebarea ta legată de millennials și care sunt caracteristicile acestei generații pe care cu toții o vedem crescând în jurul nostru, una dintre principalele caracteristici este independența și autonomia. Deci își doresc independență și autonomie. Însă asta nu înseamnă că neapărat într-o zonă antreprenorială, pentru că și intraprenor fiind în organizație și având un grad de autonomie, iată că o caracteristică și o așteptare a celor din generația millennials este satisfăcută. O altă caracteristică, și asta este foarte interesantă, este faptul că sunt foarte sinceri, uneori brutal de sinceri, ceea ce provoacă generațiile puțin mai the baby boomer, și așteaptă la rândul lor sinceritate. Așteaptă, iarăși, respect. Așteaptă respect. Este o generație care are nevoie să îi se respecte valoarea. Dacă am făcut și sunt bun pe ceva, vreau să-mi respect acel lucru. Deci iată trei caracteristici, zic eu, care vor schimba la un moment dat stilul de management și modul în care acești tineri conduc sau vor fi conduși, așa nume, ca să recapitulăm, vorbim de autonomie, vorbim de sinceritate și vorbim de respect. The state has a tendency that it has been growing in Romania that employees are giving up their jobs in order to start their own businesses, meaning entrepreneurship. Although this is seen as a positive trend, a lot of people have the question that what will happen, who will work inside the companies. They also talk about a conference regarding young people, and they say while worldwide 70% are heading towards entrepreneurship, this only is a 52% in Romania. They state that this is so because of a lack of promotion of entrepreneurial education in schools. Finally, they mention the millennial generation, which they define as independent and respectful and honest, and this may be transforming the management and leadership styles that we know today.